E ca ista, mă, zăibit. E ca ista, p***a, p***a, ista. Dar pot întrebare, domnule, dacă statul prevede pentru ajutoare pentru fermieri care se ocupă cu cultivarea mielilor. Am observat recent că ei își iau produsele pentru procesare la suc, la un preț, să spunem așa, derizoriu. Dacă statul prevede careva ajutoare pentru a le compensa pe oameni. Deci. Zăibit, pula este, bre. Tocmai ați urmărit un fragment foarte scurt dintr-o conferință, briefing de presă susținut de ministrul agriculturii Vladimir Bolea. Dacă intrăm pe surse de știri, pe site-uri, de exemplu pe ziarul de gard în care avem încredere, citim mozaibit pula asta. Vladimir Bolea surprins la un briefing în timp ce înjura un jurnalist? Ia că din start nu-s de acord. Vladimir Bolea, ministrul Vladimir Bolea, în secundele astea, el înjura jurnalistul? Pentru că e una să zici, băi, pulă, tu m-ai zaibit, blea. Și alta zici, băi, m-ai zaibit. Să înjuri înseamnă să te uiți în ochi, să spui, să te adresezi la a doua persoană singular sau plural, dacă vrei, și scoți cuvintele necenzurate pe gură. Deși, și ne mai vorbim de ziarul de gardă, vreo 7 portaluri de știri, dacă scrii Vladimir Bolea, ministrul agriculturii, înjură jurnalista, îți găsește acest titluri de știri. După mine, el nu înjură un jurnalist. O următoare reacție. Tot aici, la ziarul de gardă, găsim. Regret nespus de mult pentru o exprimare nedemnă care a apărut pe fond de stres. Stres. Nu, nimeni nu mai are stres, numai ministru are stres. Nu uiteți, zen. Zen și liniște în ambuteaș. Liniște în pula mea, numai. Îmi cer scuze publice pentru greșeala comisă. Mai rar. Bucură-lea, că așa-i gâdelă. E o linguriță din ieri aici, nu? Funcționari, demnitari, politicieni, și are scuze publice? Rar se întâmplă Moldova, de asta sărbătorim. Ne amintim, vrei, nu vrei, de exemplu, Lulupu. Lulupu Marian, țineți minte, om înalt, plin de bulbu. Ați seama, care tot la tribuna Parlamentului a avut o scăpare. Ceva de genul ăsta, dar aici, blăd. Și deputații s-au apucat să-l iei la întrebări și Lulupu cum a reacționat? Atunci, pe loc. Mai multă lume care ne privește în direct este nedumerită. Dumneavoastră v-ați permis un limbaj nelicențios, în rusă sună pramaterilz. Și dacă este așa, voi v-ați auzit în sală cu așa ceva? Bля, genial motan care ascunde sub covor. Recent, nu de mult, în 2021, colegul Vladimir Bolea, Igor Grosu, actualul președinte a Parlamentului, a ieșit și el cu un блядь. А также члены этой фракции Европейского парламента представлены во всех органах коллегиальных, которые находятся под тем или иным контролем Совета Европы. Спасибо. Și nu ne amintesc că Igor Grosu și are undeva scuze publice. Nici de la Denis Ulanov, nici de la publicul larg. În cazul dat, omul a recunoscut că e o ieșire nedemnă și a cerut scuze. Mai mult decât atât, trebuie să ne referim și la jurnalistul care adresa întrebări. O întrebare, a doua, ministrul Bolea continua să-i răspundă. Asta dacă tot contrapunem titlurile care spun că Vladimir Bolea a înjurat jurnalistul. Cum ai poți să înjuri pe cineva și zici, băi, pulul, tu m-ai zaibit? Și continui să răspunzi la două întrebări? Eu cred că e de motiv și aici de bucurie, nu? Să zicem că tu ai un funcționar, demnitar, public, politician, care e zaibit, dar continuă să-și facă treaba. Păi, mai gine decât nică, a? Andriuha, ce speli imaginea? Nu speli imaginea, compar, dacă și tot și vouă vă place să comparați. După mine, cele mai apropiate comparații cu acest caz al lui Bolea e exemplul lui Lulupu, scăparea lui cum a permat, și exemplul lui Igor Grosu. Și aici, un detaliu care tare contează, îi să mergi pe site-ul redacției unde lucrează acest jurnalist, pe care scrie următoarele cuvinte. La scurt timp, Bolea și-a cerut scuze publice, dar și personale de la jurnalistul politic.md pentru ieșirea pe care o avut-o. Poți să vrei ceva mai mult? Nu, hai să zicem demisia. Demisia? Asta înseamnă că omul e incompetent? Omul a dat dovadă de incompetență în mandatul lui de ministru al agriculturii? Probează, vreau să văd, vreau să aud. Dă-mi dovadă care sunt motivele, pilonii, incompetenței acestui ministru și atunci să știu și eu într-o barcă cu tine. Cine ca și mine linge curul la pas? Dați like la video!